Importantă pentru viitorul cultural românesc. Aici ne aflăm cu conducerea satului, ne aflăm cu oamenii de la televiziunea prin cablu și pot să vă spun că lucrările care au început în Sălcița, este important să accentuez că e primul sat românesc care va dispune de prima televiziune românească prin cablu. Uitați, noi am aflat nevoile românilor, am ieșit în întâmpinare și astăzi ne aflăm în Sălcița, vizităm aceste lucrări și pot spune în numele Asociației Românești Victoria că lucru istoric se întâmplă numai la români. Nu vreau să pic sau să par sentimental, dar noi românii tot timpul am știut ce este bine, am știut tot timpul cum să ne organizăm. Și această ordine de idei, uitați, astăzi la Sălcița, se întâmplă, cum am spus la început, un lucru istoric. În această ordine de idei, noi românii, prin acest sistem de cablu, prin informare, deschidem ușile către lume, ne informăm și prin acest lucru este important să păstrăm cultura, tradiția și limba română. Eu în continuare voi lăsa cuvântul oamenilor care se află lângă mine. Vreau să mă mulțumesc în primul rând asta, pentru noi este o mândrie ca satul nostru să poată avea parte din ceea ce voi aveți de gând să faceți și cred că o să se realizeze până la capăt. Sunt mulțumit deosebit de mult și vă urez succes și mai departe și în satele vecine să faceți tot așa. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc.